Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, aici la Hunedoara 1 TV. În dimineața asta suntem tot la Deale Dimineții, nu Deale lui Caragiale, încă n-a început campania electorală. Dar suntem pe aproape și o să ajungem și la Deale lui Caragiale, că așa e, vor să fie trei tururi de agitație și o să aflăm atât de multe despre oamenii din jurul nostru încât o să fim uimiți. Odată la ceva timp, oamenii scot din străicuță ceea ce nici ei nu știu că au făcut. E toamnă, dragii mei, și nu e foarte cald afară, dar nu e de ploaie, sau cel puțin la prima ora dimineții când eu am plecat de acasă nu ploua. Să sperăm că nu o să plouă astăzi. Eu sper în fiecare zi că nu o să plouă, deși ei spun fiecare dimineață. Vremea e ca oamenii și oamenii e ca vremea, să păstrăm, că poate înțeleg toți politicienii ce vrem să spunem cu e ca vremea. Dar mă bucur că ne reîntâlnim și asta e cea mai frumoasă, până la urmă, parte a zilei, dimineața, când ne trezim, unii mai fresh, alții mai puțin fresh, dar ne facem cafeaua și ne pregătim să plecăm cu pași mărunți într-o nouă zi. Cu mulțumirea sufletească că ne-am trezit și că am mai primit o zi de la Dumnezeu, că divinitatea, încă o dată, ne-a făcut un dar, așa. Uite, luați și vedeți voi ce faceți cu ea până la urmă. Zilele sunt frumoase când reușim să depășim obstacolele, pentru că viața asta nu e numai lapte și miere. Nici nu cred că asta e scopul cu care a fost creată această lume. Cred că scopul a fost să devenim puternici și să depășim obstacolele și provocările. Și fiecare obstacol și fiecare provocare să fie încă un pas spre dezvoltarea noastră personală. Nu știu ce o să facem cu ea după ce ne cântă popa veșnica pomenire, dar ideea e ca cu fiecare zi pe care o trăim să putem să fim mai buni, în primul rând cu noi înșine, pentru că atunci când ne iubim pe noi, probabil învățăm să ne iubim și aproapele și să găsim echilibrul acela, să nu devenim egoiști. Pentru că foarte mulți dintre noi, învățând dezvoltarea asta personală din citatele de pe Facebook, unde suntem live la această oră și pe YouTube, luăm numai ce ne place. Știți că în funcție de ce facem, de ce ni se întâmplă, găsim câte un citat și zicem, ăsta mi se potrivește, ăsta e mănușă, de astăzi învăț să spun nu. E, nu totdeauna trebuie să știm să spunem nu, sau nu știu cui trebuie să învățăm să spunem nu. Cum nimic nu e întâmplător în viață, dragii mei, spun asta, nu uităm, destinul e scris, alegem câte un tren, nu, un tren, alegem câte o gară în care ne dăm jos, că așa e cu liberul arbitru, cred, nu știu, dar invitata noastră din această dimineață o să ne spună despre ce este vorba. Cum nimic nu e întâmplător în viață, prin bunăvoința lui Dumnezeu, invitata mea, doamna profesoară, faceți aminte, Bianca, acea emisiune în care Bianca a fost producător, doamna profesoara Anca Buntean, zic bine? Da. Mi-a scos în cale o altă persoană minunată. Vedeți? Puterea exemplului Dumnezeu lucrează prin oameni. Alina Banu, în această dimineață, alături de noi, aici la Deale Dimineții, să ne mai clarifice din întrebări. Doamne, iartă-mă că eu, știți că nu fac sport. Acum nu știu dacă yoga e un sport sau e o metodă de dezvoltare personală. Dar vom afla în această dimineață, pentru că Alina Banu e instructor de yoga, Shine Yoga. Mie mi-a plăcut cuvântul Shine. Bună dimineața, Rosi! De unde ai luat cuvântul Shine? De pe site-ul doamnei de aici, de la noi, din platou, Alina Banu. Bună dimineața! Cum te simți la noi? E foarte călduros, așa, ca acasă. E un cadru frumos și o întâlnire de dimineață n-am mai avut de
la ora aceasta, nici nu mai țin minte de câți ani, așa de matinală, dar se pare că priește momentan, sunt bine, nu adorm încă. Nu adormim? Nu, că trebuie să ne explici, da. Trebuie să învățăm, facem yoga în dimineața, dar fiți serioși, dragii mei, că n-avem cum, nu ne permite studioul să facem yoga, dar o să venim cu imagini de acolo, de la studio, și o să vedeți și site-ul, la un moment dat o să ruleze, dar întrebarea aia a mea, na, Ioana, ce înseamnă yoga până la urmă? E un sport sau o metodă de dezvoltare personală? Ambele. Yoga înseamnă, dacă ar fi să traducem, înseamnă unitate. Înseamnă chiar a uni. Asta este traducerea cuvântului. Și atunci putem să ne gândim că unim mintea, trupul și sufletul într-un tot unitar, pentru că în viața de zi cu zi, foarte mulți dintre noi trăim într-un conflict. Mintea ne spune ceva, inima ne spune altceva, corpul poate altceva, și atunci noi nu știm de care parte să ascultăm, ce să prioritizăm, și suntem foarte mult influențați de mediul în care trăim, atât mediul, părinți, familie, școală, tot ce auzim, citim, prieteni, da? Și nu mai știm de multe ori să ne ascultăm pe noi și nu știm ce este pentru noi benefic. Și atunci partea aceasta de yoga vine cu o armonie, cu aducerea unei stări de armonie și echilibru între aceste părți care de multe ori sunt rupte cumva în noi. Asta înseamnă yoga. Putem să ne gândim și la unitatea dintre noi și conștiința divină. Da? Pentru că le aducem în echilibru, adică ne punem în unitate cu universul, practic, și cu tot ceea ce există, cu conștiința divină. Dincolo de yoga, o întrebare care mă macină și o pun de fiecare dată când întâlnesc pe cineva care reușește să treacă dincolo de viața asta reală, pentru că realitatea pe care noi o vedem, am povestit și înainte și o trăim în fiecare zi, nu știu dacă e neapărat realitatea, n-am găsit răspunsul, eu m-am întrebat și pe Dragoș Argeșanu, am întrebat și pe domnul profesor Dulca. Putem să ne îndreptăm karma la un moment dat? Da, singur. Da. Realitatea pe care noi o percepem este propria noastră realitate. Este percepția noastră care este provenită din moșteniri, tipare, tot ce am învățat, tot ce am auzit. Majoritatea sunt în subconștient, adică practic noi avem acolo stocate foarte multe informații la care nu avem acces, dar reacționăm și trăim cumva pe pilot automat în funcție de ceea ce există acolo înmagazinat. Și asta am putea să spunem că este karma noastră, tot ceea ce există în trăirea din subconștient. Acum, ca să ne modificăm karma, este nevoie să aducem latura conștientă și să ne oprim din a naviga pe pilot automat și să facem alegeri conștiente, adică să facem un stop și să ne îndreptăm atenția în interior și să ne ascultăm, să nu mai uităm de noi. Și acum vine partea frumoasă, pentru că eu, prin ceea ce practic, reușesc să fac treaba aceasta prin yoga. Și cum prin yoga? Pur și simplu prin faptul că există în yoga anumite practici, anumite tehnici, metode, unelte, prin care ajutăm trăirea aceasta în prezent, în conștient, și ne aducem mult mai ușor în realitatea care este dincolo de orice istorie, de orice poveste, și trăim ancorați în prezent. Iar atunci când trăiești în prezent, nu mai ești în karmă. Cu cât reușim să stăm mai mult conectați
în prezent, adică să știm cum stăm, cum vorbim, cum ne este respirația, simțurile noastre să fie active, să fie, da, să știu ce se aude, cum se simte, da, asemenea unui animal care este vigilent și care este acolo prezent, el nu doarme și se gândește la, nu știu ce, povești din trecut sau la planuri de viitor, el este ancorat în prezent și cu cât stăm mai mult ancorați în prezent, cu atâta suntem în afara karmei și de acolo putem să facem alegerile acestea conștiente pentru a ne schimba karma. Și atunci mergem înspre ceea ce se cheamă dharma. Tac! Nu pot. Liberul arbitru, până la urmă, dragii mei, când întâlnești astfel de oameni, e alegerea fiecăruia dintre noi, dacă ne ducem spre astfel de oameni care ne pot ajuta și ne întind mâna să trecem dincolo de să ne dăm jos din tren într-o gară care e conform cu divinitatea, cu planul ales, că până la urmă toate dorințele care se împlinesc se împlinesc pentru că sunt conform planului nostru divin. Acum depinde și cum ne dăm targetele, că dacă ni le dăm așa să nu le putem împlini, prea un Ferrari în 3 luni e destul de greu. Da, este greu pentru că pentru a ni se îndeplini visele și dorințele este nevoie să fim aliniați cu o anumită cantitate de energie, cu un anumit nivel de energie, pe o anumită vibrație. Iar dacă noi trăim, cum ai spus, în karmă expir, și acolo există foarte multă frică și există foarte multe programe mentale și voci pe care de multe ori nu le auzim, dar ele sunt acolo care ne spun, ne insuflă tot felul de frici, noi atunci nivelul nostru de energie este pe măsura ceea ce există în subconștientul nostru și noi nu putem manifesta în viața noastră ceea ce noi ne dorim, pentru că într-o parte trage dorința noastră, dar vine partea cealaltă care trage înapoi dorința noastră și atunci ea nu poate, n-are atâta cantitate de energie conștientă, vibrație înaltă, ca să poată să schimbe trecutul. Iar unul dintre multele scopuri pe care le aduce yoga este și faptul că mișcând și transformând această energie stagnantă, blocantă din subconștient, noi putem să ne recreăm realitatea așa cum ne-o dorim. Da, dăm citire unor mesaje și continuăm, dragii mei. Adriana Furcă ne spune: bună dimineața, o zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea, felicitări, stimă și respect pentru invitata dumneavoastră, vă pup cu mult drag, Doamne ajută, Doamne ajută, doamna Adriana. Adrian Mureșan ne spune: bună dimineața, felicitări pentru frumoasele emisiuni, mulțumesc. Daniela Enea ne spune de la Hunedoara: bună dimineața, ei sunt membrii de ansamblului Hațegana, Daniela e soția lui Vasile, dar avem un mesaj foarte frumos de la o prietenă comună, o salutăm pe Ramona Oltean, am văzut că a dat like, da, de la promovarea de ieri. O îmbrățișez pe Alina, scrie Ramona, a trecut pragul clasei noastre făcând copiii fericiți, liniștiți, echilibrați. Este un om cald, bun, empatic, vă îmbrățișez cu prețuire. Și noi te îmbrățișăm. Mulțumim frumos, Ramona. Ramona, pentru că mulțumesc. Ramona e un om echilibrat, o echilibrează cei pruncii de la clasa steluțelor, au tot felul de proiecte foarte faine, mm-hmm, cu care noi sper să revenim, dragii mei, cât mai curând posibil. Vasile Enea e alături de noi, spune bună dimineața la Vasile și ce face Vasile cu dansurile. Tot o echilibrare e, da, într-un anumit fel, că el e instructor la dansuri populare, dar până la urmă oamenii acolo, când se întâlnesc și socializează și reușesc chiar să se certe, înseamnă că comunică și ăsta e un pas spre binele nostru. Acum rămânem ancorați în yoga, dragii mei, că e bună dimineața, o zi frumoasă plină de satisfacții și împliniri, mulțumim mult de tot. Așa să sperăm că va fi. Vasile ne scrie, ne răspunde la mesaje. Primul pas, începem cu dreptul, sper. Mergem la
Alina la yoga? Ce ar trebui să știe un om, un tânăr, o femeie, un bărbat? Pentru că e pentru toată lumea, da? Da. Nu e pe vârste, nu e... Nu, este pentru toată lumea și se face adapta, desigur, în funcție de nevoile fiecăruia. Există, desigur, că este mult mai ușor să ai o clasă de oameni, nu știu, peste 60 de ani, o clasă cu mai tineri, da, 25-30, da, pentru că, nu, e alt tonus, alt tonus și probabil sunt și alte afecțiuni care pot să apară la anumite vârste și atunci, desigur, că este benefic să lucrezi pe categorii de vârste sau pe afecțiuni sau pe mai specific, dar este pentru toată lumea. Dacă ne hotărâm să facem, nu m-am hotărât, tot un pic, tot și cu sport. De, știm, da, Rosi râde, deja îmi comentează în caz că mă înscriu la dansul, nu, stați un pic că n-am zis că mă duc la yoga. Rămân în lumea mea, că nu merge așa, mă apuc astăzi să fac sport. Dar, dacă ne hotărâm, să spunem, simțim că lumea noastră se năruie, nu neapărat anchilozăm, că aia cu o plimbare prin oraș se rezolvă. Dar simțim așa că am intrat într-un cerc, că tot am pomenit-o pe Ioana Câmpian. Bună dimineața, Ioana, dacă te uiți la noi sau o să te uiți la emisiunea reluare. Intrăm într-un cerc și parcă ne sucim, ne sucim, ne sucim și nici cum nu ieșim din acel cerc. Sau ieșim. Și nu știm ce să facem și te căutăm, venim la tine și ce ar trebui să știm prima dată despre yoga, că primul gând cu care venim la, că venim că avem probleme, clar, nimeni nu vine de așa că să, da, toată lumea merge la medic sau la un instructor în momentul în care întâlnește o piedică. Sunt și excepții de la regulă, dar mai puține. Ce ar trebui să știe un om înainte să te caute? De ce și-ar dori să vină la tine, la studio, să facă yoga, să practice yoga? Cred că, în primul rând, ar trebui să știe ce vrea el pentru el. În primul rând, să știe ce își dorește el și care sunt intențiile lui și care este motivația lui. Pentru că atunci când vorbim, să știe exact care este scopul pe care el dorește sau rezultatul pe care dorește să-l obțină, în primul rând, să fie sincer cu el. Pentru că atunci există și rezultat și există partea aceasta de motivație care îl va ține în drumul pe care îl alege. Am de obicei discuții cu persoanele care mă caută. Îmi place să am o primă discuție cu ele în care le întreb ce nevoi aveți, unele persoane mai mult pe parte fizică, de exemplu, da, dureri de coloană sau tot felul de afecțiuni ale coloanei. În general, astea sunt cele mai des întâlnite. Dar sunt foarte multe persoane care se confruntă cu stresul, cu agitația, neliniște, atacuri de panică, anxietate, depresii, insomnii. Și foarte multe persoane, cele mai multe persoane, vin pentru partea aceasta, pentru a se echilibra. Dacă ar fi să definesc într-un cuvânt, yoga este despre echilibru. Și ce se întâmplă frumos este că nu lucrează la nivel mental, în sensul de a aduce informație mentală și este din practică, iar eu sunt o fire foarte practică. Și atunci, eu înainte de a mă apuca de yoga, am citit foarte mult, citesc în continuare, dar perioada de dinainte de yoga și începutul perioadei de yoga a fost cu foarte multă lectură, dezvoltare personală, foarte multe cursuri de retreat-uri, da? Prin care am încercat să mă echilibrez. Dar nu am reușit decât în mică parte, pentru că totul se întâmpla la nivel mental. Dar corpul meu, celulele mele, organele mele, nu primeau această informație. Iar noi 80% pentru a ne schimba o trăire,
o emoție, nu e nevoie să o simțim. Să simțim altă emoție, să simțim altceva. Dacă eu vorbesc doar mental și o să n-am trăit, să zic, senzația de bucurie niciodată. Am văzut-o la televizor, o văd la oameni, dar eu nu am trăit-o. Eu pot să citesc despre ea și pot să am o vastă cunoaștere despre cum este cu bucuria, dar pentru că nu am trăit-o și n-am experimentat-o, eu nu știu să aduc această senzație în trăire. Iar yoga vine cu partea practică, cu partea de a ne deschide către alte stări, de a simți alte stări care nu ne erau înainte cunoscute și în momentul în care începem să le integrăm cu exercițiu din ce în ce mai des, să spun, începe să se schimbe structura noastră interioară și începem să fim altfel, fără ca să fie un efort, fără ca să fie un lucru cu mentalul, cu nu știu câte propoziții spuse, afirmații și așa mai departe. Este și demonstrat științific că energia noastră se schimbă, viața noastră se schimbă, dorințele noastre devin realitate atunci când sunt simțite, nu doar când rămân la nivel mental. Da? Și că cea mai bună rugăciune este rugăciunea în care tu te simți deja în acea stare. Iar yoga vine cu partea aceasta, cu schimbarea percepției asupra realității prin echilibrarea energiilor care circulă în ființa noastră. M-am gândit, am vorbit și înainte de emisiune, măcar o dată la două săptămâni să ne întâlnim la deale dimineții, că poate reușim să mai dăm jos din straturile de nămol care s-au depus peste noi. Straturile acelea de nămol sunt amintirile care nu ne lasă și uite, să nu ne lasă să trecem dincolo, să strălucim. Știți că eu o spun în fiecare dimineață că Iisus a pus în noi acea scânteie frumoasă. Noi dacă o mângâiem, îi dăm ce-i trebuie, ea înflorește. Dacă o lăsăm acolo sub straturile de nămol, la un moment dat n-o să mai emită nimic, dragii mei, nici pentru noi, nici pentru cei din jur. Cred că am înțeles eu până aici că dacă mergem la yoga și reușim noi să ne echilibrăm, probabil îi echilibrăm și pe ceilalți zile lângă noi. Știți că este vorba aia, încearcă să te schimbi pe, încearcă, schimbă-te pe tine, că nu poți să-l schimbi pe celălalt. Cea mai schimbarea începe cu tine. Și până la urmă celălalt nu schimbă nimic din comportament, doar că noi percepem acțiunile celuilalt altfel. Cred, greșesc? Așa este, pentru că în momentul în care eu dau așa un exemplu, dădeam copiilor când făceam cu ei ore de yoga, pentru că am predat câțiva ani buni la copii, apoi s-a schimbat drumul și acum predau doar pentru adulți. Atunci le spuneam că putem să privim realitatea de la nivelul unui melc care merge doar prin iarbă și vede doar pământul și firele de iarbă, sau putem să privim realitatea de la nivelul vulturului care vede tot. Și asta înseamnă schimbarea câmpului de energie și a felului în care noi putem să privim realitatea. Pentru că atunci când avem în fața noastră o situație sau un conflict sau o persoană, noi putem să o percepem în moduri diferite în funcție de unde este nivelul nostru de energie. Pot să văd o singură perspectivă sau pot să văd multiple perspective ale situației respective sau și cum facem asta, în primul rând înțelegându-ne pe noi, pentru că atunci când ajungem la capacitatea de a ne înțelege pe noi, avem capacitatea să-l înțelegem și pe celălalt. Și ce înseamnă să ne înțelegem pe noi este să ne acceptăm în primul rând, să ne iertăm și să ne iubim așa cum o mamă își iubește copilul, așa cu atâta iubire să ne ținem noi pe noi în brațe și să ne dăruim aceeași înțelegere. Așa cum ar veni la noi copilul nostru care ar fi mâhnit sau trist sau furios și l-am luat în brațe și am spune, da, totul este în regulă,
fie bine, ești perfect așa cum ești, ești minunat, să facem și cu noi același lucru. Și când putem să facem asta cu noi sincer, nu din cap, sincer, cu toată ființa noastră, până ne dau lacrimile, atunci putem să facem asta cu oricine. Și cred că de aici se rezolvă toate conflictele între noi și ceilalți și conflictele din această lume. Și poate reușim să înțelegem de ce uneori ne e frică de război și de ce ne dorim pacea. Că până la urmă, am spus, lumea nu e numai lapte și miere. Fiecare dintre noi are o karmă. Dar Dumnezeu ne poate feri să nu intrăm în acea zonă conflictuală sau putem să înțelegem cum să trecem peste o perioadă conflictuală din viața noastră mai ușor. Că până la urmă cred că ăsta e scopul, să reușim să nu lăsăm necazurile și problemele să ne dărâme. Ele vin oricum, nu avem cum să le oprim. Nu suntem răi și nu ne pedepsește Dumnezeu, exact cum a spus Alina, Dumnezeu ne iubește, ne iubim copiii. Sigur. Noi zicem am fost rău, Dumnezeu mă pedepsește. Nu ne pedepsește niciodată. Așa e este. O percepție greșită, cred eu. Da? Așa este. Dumnezeu este lumină, este bunătate, curată, sursa, iubire, sursa. Da, sigur că nu este doar energie pură acolo. Nu este nimic uman în acea energie, iar pedeapsa este echivalent cu frica, iar frica este o emoție umană. Pe care o învățăm. Sigur, învățăm. La fel cum învățăm să iubim. Da. La fel cum învățăm să înțelegem. Da, doar că iubirea divină este mai sus de iubirea aceasta pe care noi o spunem că iubim tot la nivel pământean. Iubirea divină este, se simte diferit. Spunea un prieten la un moment dat că marea, el își găsește echilibru, că știe că Dumnezeu îl iubește. Marea realizare e când înțelegem că nu că noi îl iubim pe el, marea realizare când înțelegem că el ne iubește, Dumnezeu, și atunci ne oferă tot felul de oportunități și tot felul de oameni, îngeri, le spun eu, oameni pe pământ, care ne întind mâna. Acum rămâne la latitudinea noastră dacă și primim ajutorul sau întoarcem spatele, că e liberul arbitru, ne dăm jos în câte o gară și devenim răi și egoiști și îl învățăm pe nu. Cea mai greșită lecție a fost aceea pentru mine când am învățat să spun nu. Na, aia regret ziua în care am învățat să-l spun pe nu. De ce? Pentru că nu mi-a adus nimic în viață bun. Am primit la nu pe urmă din... Știi, eu am spus da. Odată și l-am primit de 10 ori înapoi. Acum depinde și aici este discutabil. Pentru că atunci când spunem, contează intenția și contează atitudinea. Mulțumesc. Și contează de ce spui nu. Pentru că dacă spunem nu ca să ne stabilim niște limite clare, dacă spunem nu atunci când simțim că suntem în dezechilibru și o situație de viață de a ne-ar aduce dezechilibru, este spre beneficiul nostru să spunem nu. Da? Da. Acum, dacă spunem nu pentru că suntem încăpățânați, este cu totul altceva acolo. Important este să știm că atunci când ceva vine spre noi, să stăm puțin. Să nu spunem, poate cel mai înțelept lucru, să stăm. Să stăm și să vedem ce simțim când vine acel lucru spre noi. Să nu dăm un răspuns neapărat imediat. Dacă nu suntem siguri, pe noi mai bine stăm și ne ascultăm. Poate e nevoie să stăm o săptămână, nu știu cât e nevoie. E mai sănătos să spunem nu știu decât să spunem da sau nu și să ne aruncăm și să vedem ce se întâmplă în noi în momentul în care primim o anumită informație. Dar asta înseamnă să învățăm să ne ascultăm corpul, da. Pentru că vibrația, cred eu, întrebăm profesionistul. Mai eu sunt pe teren aici minat, că nu înțeleg. Dar eu știu așa, văd anumite lucruri și am diferite gusturi și știu, aia îmi place, aia nu-mi place și mă refer la persoane. Papilele mele gustative îmi spun, omul minte, dar minte cu o nenușinare.
Dar minte frumos, mulțumesc, Rosi. La fel, fiecare dintre noi, cu siguranță, și dumneavoastră, într-o anumită situație, simțiți o vibrație. Știți că e povestea aia cu chakrele. Nu ne apucăm noi acum să le spunem în dimineața aceasta. Eu sper să le învățăm în alte dimineți, prin prezența Alinei aici. Dar fiecare chakră, fiecare punct energetic ne dă o vibrație și vibrația aia, până la urmă, dacă noi ne spune stomacelul, nu știu, pentru unii la stomac, alții, nu știu, la cap, la spate, nu știu, până simțiți vibrațiile. Glumesc. Chiar așa este. Mulțumesc. Corpul vă spune ce aveți de făcut în următorul pas. Dar asta înseamnă să mergem să ne înțelegem corpul până la urmă, da. Pentru că despre asta e povestea din această dimineață. Cu toții simțim, dragii mei, fruntea, stomacul, spatele, sunt puncte energetice care vibrează în noi, vrem că nu vrem. Căutând-o pe Alina și mergând la un studio de yoga, presupun că învățăm să ne înțelegem prima dată vibrațiile și mergem la prima lecție de yoga, cum e aia cu respirația, ne înveți măcar așa să învățăm, da. Cum ar trebui să respirăm? Cea mai benefică respirație este respirația abdominală. Acum, așa cum respiră bebelașii sau pui animăluțele, da? Știți, da, că se umflă burtica, da, și bebelașii, da? Bărbații respiră mult abdominal. Dacă vă uitați la partenerii voștri, o să vedeți că e mult mai ușor și poate sunt mai calmi decât femeile. Femeile, în schimb, respiră mult pe partea superioară, în piept. Iar respirația aceasta din piept este o respirație care nu este benefică, pentru că umple plămânul doar puțin și ne aduce o stare de agitație mentală. Respirația abdominală înseamnă că ducem atenția pe abdomen și putem să facem asta foarte simplu. Este, la început, pare poate ciudat pentru că nu suntem obișnuiți și pare cumva forțat. Dar e bine să ne forțăm până învățăm, rămâne puțin așa mai ciudat, încă nu este integrat, e ceva nou. Punem mâinile pur și simplu pe abdomen sau putem pune palmă pe abdomen și palmă pe piept și ne dăm atenția în corp și simțim cum inspir, împing abdomenul mult înainte, dar fără să mișc pieptul, da? Îl umflu ca un balon. Și apoi expir lent pe nas și relaxăm. Dar suntem atenți să nu mișcăm pieptul. Da? Și putem, când simțim mai ales stări de agitație, de emoție, de panică, cel mai rapid lucru pe care putem să-l facem este să facem câteva respirații abdominale. Asta este cel mai rapid. Stai un pic, eu. Da, punem, da, așa, așa, așa. Da, așa. Și fără să miști pieptul, ca un balon. Și apoi expir pe nas, lent, cât de lent poți, pentru a ne ajuta să ne calmăm și să ne liniștim. E nevoie să expirăm foarte lent. Dacă ideal ar fi dublu decât inspirul. Expirul să fie, dacă se poate, dublu. Și atunci ne liniștim foarte bine. Te-a luat cu somn? Și Rosin zice să nu mă strâmb. Era camera pe mine. Era liniștită că camera era cadru pe Alina. Dar foarte interesant. N-am conștientizat asta. Uite, e prima dată când experimentez așa ceva. Și dar, sigur că este ideal să fim nemâncați. Și tragem aer pe, da, năsuc și eliberăm tot pe năsuc. Așa, pe înțelege, să înțeleagă toată lumea. Sigur. Că asta cu inspiratul și Acum e nevoie ca abdomenul să fie, în general, nu zic doar când facem respirația aceasta, mai gol, să nu ne îmbuibăm, pentru că atunci respirația este greoaie și deficitară. E desigur nevoie să avem și nările, da, și canalul respirator curat, adică să nu fim înfundați la nas. Și e cea mai la îndemână, putem să facem oricând, pe stradă, la școală, la birou, e rapidă. Iar o altă metodă, tot așa foarte la îndemână oricui, adică nu trebuie să faci neapărat o școală sau un curs de yoga sau altceva, este să respirăm conștient, adică
pur și simplu simțim aerul cum intră de la baza, da, abdomen, urcă, faci o respirație completă profundă în care simți cum urcă respirația, abdominal, toracic, clavicular, iar apoi pe expir simți cum coboară și urmărim acest flux. Și apoi să încercăm să o facem cât mai lentă și cât mai profundă. Cu cât respirăm mai calm și mai profund și mai subtil, cu atâta ne relaxăm mai bine. Dacă avem o stare de agitație, primul lucru de panică, de nervi, de furie, primul lucru respirația. Ne liniștim respirația, ne liniștim și noi, imediat. Pe 3 respirații se schimbă tot. Nu mai vrem să batem pe nimeni. Ne spune Anca Delia Muntean, m-am calmat instant. Anca Delia Muntean, bună dimineața, frumoasă, mulțumim. Radu Apetri ne salută, îl salutăm și noi, se uită la noi Ana Bulzan, o salutăm și tanti Maria Hinț ne spune bună dimineața, ne e dor de ea, chiar nu ne-am întâlnit de mult pe online. Foarte așa îmi dă de gândit Alina, ceea ce e un lucru bun, învățăm, respirăm în fiecare zi și am fi spus, acum învățăm la 50 de ani să respirăm, dar uite că lucrurile sunt în favoarea noastră dacă învățăm chiar la orice vârstă să facem lucruri bune pentru noi, că probabil o să ne ajute să nu mai tot mergem la medicul de familie în fiecare lună să ne luăm rețeta încet, încet. Probabil singur. Corpul se regenerează, am înțeles eu de la oamenii ăștia care știu ce vorbesc. Înainte să mergem pe site, pentru că mai avem foarte puțin din emisiune, deja suntem la și 37, ne apropiem 10 minute, da, Rosi? Greșesc? 13 minute. Și vreau să mergem și pe site-ul Alinei, să vedem cum o găsim și așa. De unde... Mulțumesc, Rosi, pe burtiere e site-ul. Cum a ajuns Alina Banu la yoga? Putea să facă Alina Banu orice la un moment dat în viață. Cum a ajuns la yoga? A ajuns într-un moment în care a spus stop. Până aici. Nu mai pot. Și... am început cu ore la psiholog, am început, cum v-am spus, cu tot felul de alte cursuri de dezvoltare personală, dar nu s-a întâmplat mare lucru și am căutat, vreau altceva, trebuie să existe altceva. Și atunci a apărut pe net un curs de yoga în Deva. Am găsit, nu mai știu, aveam un site, parcă, și am sunat la doamna instructoare și... am fost foarte directă la telefon și am spus, eu vin la curs doar dacă pot să simt. Dacă este doar teorie și eu am obosit. Eu vreau să simt toate lucrurile pe care le-am citit și tot ceea ce eu am înțeles că este benefic și direcția în care vreau să merg, dar eu am nevoie să simt asta, să pot să integrez asta. Simt? Așa a fost ca un copil de 5 ani. Simt sau nu simt? Și a zis da. Și am simțit în glasul ei multă hotărâre și m-am dus. Și la prima ședință, când m-am dus acolo și ne-a pus să stăm, stăteam în picioare și am făcut câteva exerciții în picioare cu capul, mișcarea ale coloanei vertebrale și la un moment dat a spus... și acum, cu ochii închiși, eu, pentru mine era foarte ciudat să stau în timpul zilei cu ochii închiși în picioare. Nu știam ce să fac cu ochii închiși și a zis, plonjați în spațiul interior. Oare ce-o fi aia? Ce-o fi spațiul ăsta interior? Cum o fi? Pe unde o fi? Unde se află? Ochii închiși, unde să mă uit? Mă uitam în spatele ochilor. Cât mai stau? Gânduri, agitație... mai stau mult cu ochii închiși și ce să tot fac așa? Mintea, când este pusă în situații noi, provocatoare, necunoscute, începe să urle, se agită, da? Ne vrea înapoi, unde eram, vrea înapoi. Spațiu de confort. Da, acolo unde știe ea și la un moment dat
am insistat, doamna a insistat, nu ne lăsa. Ne-a mai ghidat și la un moment dat s-a întâmplat ceva. Un click. S-a întâmplat un click și în momentul acela am trăit o senzație de acasă. O senzație pe care o mai pișcasem poate de multe ori, mai ales în copilărie, dar pe care n-am știut ce este. Mi-am refuzat-o și n-am știut ce înseamnă, ce este și poate că m-am crezut cumva altfel sau diferită, pentru că mă uitam la oamenii din jur și nu părea că nimeni, nu ar trăi această senzație. Și atunci am zis că... Spuneai întrebări că ai luat-o razna, da, cumva ești. Și când am simțit acea senzație de acasă, am simțit că sunt în siguranță și am simțit că nimic rău nu mi se poate întâmpla și că eu voi fi mereu cu mine. Și am început să plâng. Efectiv, îmi curgeau lacrimi. Acela a fost un moment de revelație. Momentul de revelație este momentul în care trăiești cu toată ființa ta. Nu este mental doar. A, da, știu. Nu. Când trăiești și se schimbă toată structura corpului nostru, toată energia noastră, atunci acela este moment de revelație pe care eu l-am trăit în acea primă ședință. Câteva momente a fost, nu a ținut foarte mult, pentru că vechea structură, fricile și felul meu de a fi, personalitatea aceasta, cum îi zicem noi, care este o construcție, a venit imediat, că ea era cea la putere pe atunci. Dar am știut că există acel loc și am știut că absolut nimic nu poate să mi se întâmple din ce mi-ar spune oricine și ce mi-ar face oricine și orice situație de viață ar apărea, atâta vreme cât există acel loc și eu stau conectată cu sinele. Și a fost momentul în care am decis că eu voi face acest lucru toată viața pentru a mări acest spațiu. Pentru că el există, doar că noi nu putem să-l accesăm decât a rare ori, în anumite momente, poate, din viața noastră. Iar cu cât stăm mai mult în acest spațiu al senzației de acasă, de liniște, de siguranță, de încredere, de iubire, care nu vine din exterior. Aceasta este iubirea de sine, iubirea curată, iubirea divină, care nu are nevoie de o sursă, nu are nevoie de a ne oferi cineva iubire. Noi suntem iubire. Cu cât putem să stăm în iubire, acolo suntem acasă, acolo suntem bine. Și când stăm în iubire și radiem iubire, primim iubire înapoi, că ceea ce dăruim aia primim până la urmă și partea proastă mereu o spun celor din jur. Primim înzecit înapoi. E când dăm ură și violență, primim de 10 ori înapoi mai multă ură. Foarte frumoase pozele, mulțumesc, Rosi, în timp ce, da, și copiii, în timp ce Alina ne povestea. Ne duce într-o stare de armonie, până și prezența ei îți aduce armonie. Am simțit-o de când a intrat pe ușă, că aduce armonie și pace, purifică aerul și curăță în jurul ei, și-a pus protecția și-a plecat în lume. Când te-ai hotărât să dăruiești, am înțeles că a fost clipa în care ai plonjat acasă în sufletul tău. Dar când te-ai hotărât că ai suficient de mult să poți să dăruiești, să devii instructor și să-i ajuți pe ceilalți să-și găsească locul acasă din fiecare dintre ei? Da, drumul a fost așa. Aproape după 5 ani în care am fost elevă, am vrut să îmi ajut copiii. Asta a fost primul meu gând. Că îmi doresc pentru copiii mei, am două fete, îmi doresc să trăiască altfel, să simtă altfel, să fie altfel decât am crescut eu, cu această nouă informație, transformare pe care eu o aveam. Și atunci am spus să mă fac curs de yoga de instructor pentru copii, ca să pot să lucrez cu copiii mei. Dar copiii mei... Când erau micuțe, veneau cu mine, făceau cursuri, veneau, dar pe măsură ce au mai crescut, nu li s-a mai potrivit
Și atunci am continuat să predau pentru ceilalți copii. Asta a fost primul pas. Am fost instructor de yoga pentru copii în 2014. Începeam partea aceasta de instructor pentru copii. Am mers și în grădinițe și în școli. Am fost chemată în Deva. Veneau și la mine la sală. Am avut grupe multe de copii. Am făcut cu ei și tabere. Ce frumos! Și a durat experiența aceasta aproximativ 4 ani, experiența cu copiii. Iar apoi, după ce acești 4 ani, m-am simțit pregătită. Erau deja 8 ani aproape de când practicam. M-am simțit pregătită să merg mai departe și să predau pentru adulți. Acum am doar adulți. Sunt din 2014, da, pot să spun că de atunci sunt instructor de copii, ulterior de adulți. Am făcut cursuri de pregătire, desigur, pe partea aceasta, de pregătire pentru a putea preda yoga. Și rulează în acest timp, că i-am făcut semnalinei, rulează în acest timp pe ecran, dragii mei, site-ul și poze. Uh-huh. Aveți mai multe mai multe poze, mai multe informații pe site. Dacă intrați acolo, o să puteți vedea ce se întâmplă la pe Oituz, am înțeles. Da, pe Oituz, da. Oituz. Este adresa pe site. Acolo sus sunt și poze, dacă vreți să vedeți, de la retreat-uri, pentru că fac de cel puțin 2 ori pe an, ies cu fetele de la sală, dar nu numai. Văzut că da, soția cotroboită. Da, 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 sunt undeva evenimente. De ce shine yoga? Pentru că aduce starea de strălucire. Ce frumos, ador. Mai sunt foarte multe lucruri pe care nu le-am povestit în această dimineață și vreau să le povestim pe viitor. Acolo până la profunzime. Puteți întreba, dragii mei, puneți întrebări. Alina, e clar că vă va întinde acea mână spre pacea și liniștea interioară. Sunt convinsă de asta. Mai avem 3 minute de emisiune. Cum s-ar încheia un curs de yoga? Cursul are o structură. Are o parte de început în care încălzim corpul, are partea de mijloc în care facem posturile corporale, care practic deschid corpul, îl armonizează, îl relaxează, dar îi dau și dinamism, forță, putere, pentru că blocajele noastre sunt stocate în celule, în corp, în oase, în mușchi, în organe. Acolo sunt emoțiile noastre blocate, iar prin yoga ele sunt eliberate. Urmează practici de respirație și se încheie în final cu o parte de relaxare, în care lăsăm să se integreze tot ceea ce noi am lucrat pe parcursul orei. Și rulează, dragii mei, diplomele, cursurile pe care Alina le are, cred că o parte din ele, nu cred că sunt toate acolo afișate așa, diplomele tale, sunt toate? Știți cum e aia, pentru mai multe informații, căutați-ne pe noi, că vă îndrumăm către Alina Banu, dragii mei. Dacă credeți că sunteți foarte aproape de dorința de a plonja în... Mi-a plăcut asta, o să o mai folosesc. E foarte tare și foarte faină să plonjezi în propriul interior. E de-a dreptul. N-am încercat, vreau să probez. O să încerc. Nu știu dacă mi-ar place ce găsesc. Dar vedem, la următoarea emisiune. Acum asta cu ce găsești este altă poveste. Asta e altă poveste. Poate nu plonjezi unde trebuie. Da. Ce mi-a plăcut asta de final. Asta în episodul următor, spune Rosie. Așa e, dragii mei. Sperăm că cam în 2 săptămâni, așa, dacă ne iasă nouă bine, să rugăm pe Alina să revină în studio.
Vedem, vorbim și cu Corina. Corina își dorește să facă yoga, s-ar putea să colaborați. Mai știți, poate mă apuc de yoga, poate că această dimineață a fost momentul în care o să vreau să plonjez. Asta mi-a plăcut. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc frumos pentru oportunitate și șansă de a vorbi oamenilor și de a poate de a mai deschide puțin universul lor și al autocunoașterii. Prin această cale, da? Există și alte căi. Acum asta fac eu. Nu înseamnă că este singura cale. Singura cale și cea mai potrivită. Fiecare e cu drumul lui. Corect. Iona Tatiana ne scrie zi faină tuturor, zi faină și ție om fain și minunat. Aici ne luăm la revedere, dragii mei, nu plonjați singuri, că s-ar putea să nu plonjați unde trebuie. Dacă vreți să vă căutați liniștea și pacea din suflet, știți, postarea aia care o fac eu, că mintea și creierul și-au dat mâna, cica mea au ajuns la o înțelegere cu corpul, nu prea am depășit deja, e un minut, ne spunem la revedere, ne vedem mâine dimineață de la 7 fix, dragii mei. Vă doresc un sfârșit de săptămână minunat și nu uitați, noaptea bibliotecilor, sâmbătă seara, ne vedem în curte la Consiliul Județean să o ascultăm pe Andra, printre altele. Până atunci, vă spun un simplu: vă iubesc și nu uitați, dăruiți din iubirea voastră, că o să primiți înapoi, dacă știți ce să dăruiți.